Muncitorul în vârstă de 32 de ani a fost surprins sub un mal de pământ. Se pare că acesta ar fi efectuat lucrări la rețeaua de canalizare, lucrare realizată de primăria din Cojeasca. Bărbatul efectua măsurători pe marginea șanțului săpat de colegii săi, când, la un moment dat, malul s-a surpat. N-a fost asigurat, a fost lucrarea făcută mai veche și n-a fost presată bine pe conductul care a fost pe acolo și ăsta, când a făcut șanțul, a căzut pe el. N-a fost presat bine, n-a fost bine... Dar era singur? Lucra singur aici? A fost cu mai mult băieți, dar el a fost jos. Și pe el l-a prins. Înțeles, n-a mai avut șansă, L-a zdrobit. Nu mai uite la aici. L-a zdrobit pământul. L-a zdrobit pământul, a terminat. S-a surfat? Unde era? În dreptul benzii, de bază. Înțeles, ce făcea el? Măsura cu stadia și s-a surpat sub picioarele lui, a căzut în șanț și a venit al doilea val, când a sărit noi după să-l ajutăm, a venit al doilea val mare și ne-a speriat și pe noi și n-am mai putut. La priză de sub? Da, la sub. Am săpat cu mâinile până l-am scos, dar a venit pompierii, ne-a ajutat și ei și l-a scos afară. N-am mai avut nicio șansă. A suflat când l-a scos, suflat, dar... L-a zdrobit, practic, pământul? Da, neutatea pământului, da. Administratorul firmei spune că bărbatul lucra perfect legal. Persoana decedată era sus pe mal, luând niște măsuri, niște cote, de fapt, pentru adâncimea de săpătură, urmând, după ce se terminase de săpat căminul, să-și monteze sprijinirile în zonele unde era necesară îmbinarea țevilor. În acel moment, din cauza cablului electric existent, așa s-a surpat malul și el a picat cu mal în șanț. Am săpat după el, l-am sus, circa după 4 minute, nu știu cred că a durat mai mult, nu știu, nu-mi dau seama. A respectat toate normele de protecție a muncii? Da, deci omul era angajat cu carte de muncă, echipament. Muncitorul a fost scos de pompieri de la un metru adâncime, dar se presupune că a fost îngropat la 3 metri adâncime. Colegii săi au săpat după el în încercarea de a-l salva. Din nefericire, medicii nu au mai reușit să-l readucă la viață. A fost scos de către echipa de pompieri, găsit inconștient. S-au efectuat manevrele de resuscitare, 40 de minute, însă fără rezultat favorabil. Nu s-a mai putut face nimic? Nu s-a mai putut face absolut nimic, a căzut un mal de pământ. Am fost solicitat în localitatea Cojeasca pentru a interveni la evacuarea unei victime care a fost căzut într-un șanț adânc de circa 4 metri. La sosirea noastră, victima era îngropată aproximativ un metru în pământ. Din păcate era inconștientă, am evacuat-o, după care am predat-o echipajului SAJ. Polițiștii efectuează cercetări în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor împrejurărilor producerii evenimentului. Cazul a fost încadrat ca accident de muncă și este investigat de procurori și de către inspectorii în siguranța muncii.